la bun început. Deci vă dați seama că acolo s-a știut, a știut cu cine negociază. Deci nu, sau cine e interesat. A știut despre ce e vorba, dar nu a știut cum să zică nu. Înțelegeți? Cam asta e problema. Că dacă zice nu și zice nu deschis, nu mai dă nimeni la DDB acolo la bani. Aici, asta e problema. Că aici pleacă toată încrengătura asta de aici. Că negoiți acum ar vrea să nu sperie vânatul. Că are balta pește, a început să curgă pește acolo. Pac, pac, au o strategie care eu o să vă spun imediat. După ce lămuresc acest subiect. Deci, s-a lămurit cu vânzarea, s-a lămurit cu asta, gata, la revedere, pas și drum bun. Deși încă mai este timp, da? Eu când fac materialul ăsta se poate întâmpla ca în orice secundă să se bată palma, să spunem, nu? Teoretic. Deși eu v-am spus punctul meu de vedere că omul ăsta nu vrea să lase echipa asta din mână, da? Omul ăsta s-a așezat foarte bine, s-a așezat bine acolo, are de câștigat, el este dușmănos, nu vrea să facă treaba la Dinamo. Și a făcut o șleatcă de știriști ai lui, de răspândacii care manipulează dinamoviștii care sunt în expectativă, dinamoviștii care n-au timp să vină la stadion, dinamoviștii care trăiesc din știrile astea care se răspândesc de către presă, de către mass media și de către galeria aia. Deci ăsta el a luat sub oblăduirele și a făcut armata aia. Deci ne-a luat nouă armata noastră care aveam, pentru că aia era armata noastră. Galeria aia, grupul de suporteri, era armata noastră, da? Ne-a luat-o el și-a pus el oamenii lui acolo sau i-a mânjit pe ea care erau acolo și la revedere, ăia cântă, fac ce zic el. El îi dă ordine, pac, pac, pac și ăștia... Și ei sunt purtătorii de cuvânt, îi spun că apar ei. Păi cine te bagă, vrem să